copil, un campion național la lupte greco-romane și a salvat frații și un coleg. Toți patru erau pe trecerea de pietoni când Marian a văzut două mașini care veneau cu viteză spre ei. Șoferii n-aveau de gând să-i ocolească, iar Marian i-a împins pe ceilalți trei din fața mașinii care gonea cu viteză. Toți sunt sportivi și ieșeau din sala de antrenament. Șoferul a fugit de la locul accidentului și a fost găsit de polițiști câteva ore mai târziu. Acum Marian este cu coastele rupte pe patul de spital, departe de sala de sport. Coastele te mai dor? Da, mai. Îl dor și coastele, îl doare și piciorul. Îl dor toate, dar strânge din dinți și speră că se va întoarce în sala de sport. Marian Bălăceanu este campion național al României la lupte greco-romane, participat la mai multe finale de campionat național, un sportiv care promitea. Promitea, până miercurea trecută, când un șofer l-a spulberat de petrecerea de pietoni. S-a întâmplat în Giurgiu, nu era singur, era cu alți trei copii. Toți ieșeau de la antrenament. Ei au venit din stația de autobuz din partea stângă, au traversat pe aici, iar mașina a venit din dreapta mea către trecerea de pietoni. Și a fost momentul în care l-a lovit din plin. Copiii nici măcar n-au reușit să vadă numărul mașinii. Marian a reușit să-i împingă către trotuarul pe care ne aflăm noi, pentru că dacă Marian nu îi împingea pe cei trei în față, intra mașina respectivă, îi lovea pe toți patru. Marian și-a salvat frații și pe celălalt coleg. A văzut mașina cum venea din dreapta noastră, el fiind undeva în mijlocul trecerii. A văzut mașina și a dat seama ce pericol e și i-a împins. Pe el l-a prins și l-a aruncat 6 metri. Cei patru adolescenți cu vârste între 12 și 16 ani tocmai coboruseră din stația de autobuz în spatele meu și urmau să traverseze bulevardul pentru a ajunge la sala de antrenament. Toți sunt campioni naționali la grupele lor de vârstă la lupte greco-romane, doar că pe această trecere de pietoni, un șofer, vitezoman, care cel mai probabil se întrecea cu un altul, a intrat în plin în grupul de tineri. Șoferul a gonit imediat de la fața locului. În jurul orei 18:50, atât conducătorul auto cât și autoturismul a fost identificat pe o stradă din municipiul Giurgiu, autoturismul prezentând avarii ce corespundeau evenimentului rutier. Marian Bălăceanu va avea nevoie de multă recuperare și ceva ajutor financiar pentru a reveni în sală. Cine vrea să-l ajute, îl poate căuta la SCM Dunărea Giurgiu, unde este legitimat.